Salutare! Astăzi este joi, ne-am apucat de treabă. Mulți dintre voi ne-ați întrebat cum prindem, de ce prindem negresele în rigips. Deci după ce se usucă placa de rigips, a doua zi îi dăm negrese pentru că construcția este din lemn, casa este din faiantă. Și pentru a nu risca să se dezlipească plăcile pe viitor, le prindem cu negrese direct în lemn. Negresele se dau exact ca la profile. Se dau din 10 în 10 cm. Ca să fim siguri că placa nu o să se dezlipească după pereți. Placa ca să așa lipim plăcile pe pereți. Cel mai bine e să puneți cât mai multe puncte de material pentru a se lipi cât mai bine placa. Și așa o lipim pe poziție. Nu știu mie dreptarul, te rog. Cu ajutorul unui dreptar apăsăm pe placă până vine în poziția dorită, adică să fie în bolobor. Scoatem. Din spate ți-am zis. Nu bateți cu mâna în ea, cu pumnul, pentru că se ondulează. Numai cu dreptarul se lucrează. Aici, ca să vină în boloboc, pentru că placa jos e cam strâmbă, ea trebuie să o pune și așa la boloboc. Să vină la colț, băgăm o peniță aici. Mai o verificăm o dată cu dreptarul, cu bolobocul. Mai bine. Trebuie să nu aveți fantă de lumină. Ia arăt aici între dreptar și gips. Gata. Iar aici la năzi facem în felul următor. Băgăm material. Eu folosesc Super Rigips. Se întărește mai repede și e mult mai bine, mai bun. Și treptat, unde e distanța mare, băgăm și bucăți de Rigips cu material, pentru a nu exista multe goluri în spatele plăcilor. Trebuie băgat tot, pentru a nu se trage când dăm șuruburile. Am încărcat și aici. Nu știu dacă se vede. Așa trebuie făcut la orice placă, pentru că în momentul când dăm negrese aici, aici în spate trebuie să fie umplut cu material pentru a nu trage plăcile spre perete. Aici a fost o diferență și mai puțin mai mare, pentru că
au fost și ferestrele și n-am fost la nivel cu peretele, dar de regulă plăcile se pun la un centimetru, maxim 2 centimetri de perete. Depinde și peretele cât de drept este. Am ajuns și la picuit gipsul, am pus bandă la năzile, la plăci și acum vreau să vă arăt cum fac un colț, cum pun bandă la un colț la cameră. Să ia banda. Să lipesc cu ajutorul unui spaclu. Și cu bandă, cu super de gips, cu material pentru chituit plăcile. Am terminat de placat holul, am și chituit pereții. Acum o să urmeze să tencuim și tavanul cu plasă și cu adeziv. Aici mai există o modalitate unde flambează rigipsul pe perete. Dacă distanța a fost prea mare între perete și placă, peretele a fost prea strâmb, puteți să-i dați găuri la rigip și să îi băgați spumă cu pistolul, dar asta după ce îi dați negrese ca să nu umfle placa și se lipește foarte bine. Așa ceva am făcut și aici. Se întărește mai bine ca pe profil. Acum o să urmeze să fac și tavanul acolo. Mai am vreo două camere, iar pe urmă o să mă apuc de gletuit, șlefuit și lavabil. Am terminat și holul, am făcut și tavanul, am chituit și pereții, cam așa ceva a ieșit. O să trebuiască să pun colțarele la uși. Și mai am aici mai este o cameră puțin mai mare decât aceasta, tot la fel de făcut. Pe urmă o să mă apuc de glet, șlefuit, zugrăvit, șape autonivelante, pentru că aici sunt turnate niște plăci, dar sunt puțin strâmbe, iar apoi parchet și aici în colțul acesta o să vină un șemine din acela de tablă, dar trebuie să pun niște gresie pe pereți. Cam atât pe ziua de azi
și pe curând. La revedere!